Intenția noastră este să dezvoltăm, să modernizăm biobaza. Hotelul. Vreau să fie, redevină un hotel între ghilimele de crin. În același timp, să orice decizie am lua, o campanie de sterilizarea lor masivă e necesară. O să porc discuții în perioada următoare cu câteva cabinete veterinare care vor să se alăture inițiativei și să sterilizăm cât mai mulți, să-i luăm de păstră, să-i adăpostim, să-i oferim spre adopție. Și eu am luat un cățel de pe stradă și l-am dus acasă. Mai anul ăsta am alocat 6 milioane de lei pentru a dezvolta, din buget, pentru a dezvolta tot ceea ce vrem să facem la biobază. Chiar să modernizăm padocurile de acolo. În momentul ăsta suntem la licitație să vedem cine câștigă proiectul tehnic pentru amenajare, după care vom licita execuția în sine. Și, bineînțeles, urmează cine câștigă licitația să facă și lucrarea.